Bun găsit! Prefectul județului Suceava, Florin Sinescu, a înaintat o adresă Tribunalului Suceava în care este cerută pronunțarea cu privire la dizolvarea Consiliului Local Rădăuți. Această decizie a fost luată de prefect deoarece în lunile aprilie și mai nu au fost ținute ședințele ordinare. Conform legii 340, însă prefectului asigură controlul de legalitate la nivelul tuturor celor 114 unități administrativ-teritoriale, totodată la nivelul actelor care sunt emise de Consiliul Județean. Ca urmare a acestui lucru, în luna aprilie și mai s-a constatat că la nivelul municipiului Rădăuți nu s-a întrunit Consiliul Local și nu s-a adoptat niciun act de ce respectivă hotărâre de Consiliul Local. În conformitate cu articolul 55 aliniatul 1 litera din legea 215, având în vedere că nu s-a întrunit Consiliul Local două luni consecutiv, este o situație în care se poate constata dizolvarea de drept a Consiliului Local. Este un atribut al Tribunalului Suceava, secția de contencios administrativ, astfel încât în data de 12 iunie, instanța prefectului a înaintat o adresă către Tribunalul Suceava prin care să analizeze această situație de fapt de la municipiul Rădăuți. Conform adresei formulate de Consiliul Local Rădăuți, în luna aprilie a fost convocată ședința ordinară, iar din cauza lipsei majorității ședința nu a avut loc. În data de 30 mai s-a convocat din nou Consiliul Local, dar și de această dată au fost prezenți 9 consilieri, astfel majoritatea nefiind îndeplinită. În aceste condiții, în perioada aprilie-mai, Consiliul Local al municipiului Rădăuți nu a adoptat nicio hotărâre. Eu zic că domnul prefect a făcut o acțiune legală conform tipul 215, datorită faptului că nu s-au întrunit și deși au fost convocați legal ședințe, două luni consecutiv ședințe de Consiliu Local. Prima problemă. Dar vreau să fac precizarea că ședințe nu s-au întrunit din cauza majorității PDL plus PPDD. Din cauza asta. Noi doream să venim la ședință, dar aceste două partide n-au venit voit. Probabil că la indicația președintelui de partid a PDL Rădăuți. Dacă tribunalul dă aviz favorabil, adică bănuiesc că nu prea are cum să nu dea aviz favorabil din cauza că legea scrie foarte clar care este situația, vom merge la alegeri anticipate. Din câte știu eu, prevederi legale scrie că în 30 zile tribunalul este obligat ca să se pronunțe și dacă se pronunță pentru dizolvare, înseamnă că vom merge pentru alegeri anticipate și alegerile vor fi fixate pe hotărâri de guvern.